Dronele sau cuatcopterele sunt acele jucării zburătoare echipate sau nu cu o cameră ce poate filma și fotografia cu excepția celor din armată care vin bonus și cu câteva rachete atașate. Dronele au revoluționat industria video și cinematografică în ultimii ani, mai ales în zona prosumer, acestea având acum prețuri accesibile, începând de la 2000 și un pic de lei până la 1000 și 1000 de euro. DJI Spark este acea dronă care are un preț accesibil, puțin peste 2000 de lei și care poate fi utilizată atât de către un profesionist, dar și de către un amator. Drona vine echipată cu o cameră stabilizată pe două axe și se descurcă excelent chiar și în condiții de vânt. Noi am rămas plăcut surprinși de performanțele stabilizării. Senzorul este de 1 pe 23 cu rezoluție de 12 megapixeli, capabil să filmeze Full HD la 30 de cadre pe secundă. Din păcate, nu avem posibilitatea de a modifica framerate-ul, dar avem posibilitatea de a modifica manual setările pentru ISO de la 100 până la 3200 în modul video sau de la 100 până la 1600 în modul foto. De asemenea, putem modifica shutter speed-ul de la 2 secunde până la 1 pe 8000, iar pentru balansul de alb avem câteva setări prestabilite. În modul video, drona poate filma cu un bitrate de 24 Mbps. pe secundă. Deși pare mic, imaginile arată foarte bine, chiar dacă în anumite situații necesită puțin mărirea contrastului din premier. Grație dimensiunilor mici, dar și a greutății de doar 300 de grame, Spark poate zbura cu 50 de km la oră pe o rază de 2 km. Bateria are o capacitate de 1400 de mAh și o autonomie de zbor cu filmare în jur de 8 minute. Cel puțin atât ne-a ținut pe noi până când drona a revenit la punctul de unde a plecat. Da, drona știe să se întoarcă singură la punctul de plecare și să aterizeze grație GPS-ului. Pentru control am utilizat telefonul, chiar dacă nu este cea mai bună opțiune, deoarece conexiunea se mai pierde. Dar dacă utilizați telecomanda separată, problemele dispar. Noi am utilizat drona la filmare, atât în exterior, dar și în interior, iar aceasta este extrem de ușor de manevrat și foarte precisă. Ne-ar bucura dacă în viitor autonomia va fi mai mare, iar camera va fi capabilă de filmare 4K. Per total am fost foarte încântați de această jucărie.